Oameni buni, alături de noi e un băiat extraordinar de talentat, Mark Stam se numește el și are piesă nouă. Salut. E în premieră aici la emisiune, eu zic că merită toate aplauzele noastre. Iar colega noastră, Cristina Șeulean, a avut ocazia să o asculte printre primele și ne-a spus: bă, ce piesă are băiatul ăsta senzațională. Ce faci? Foarte bine, mă bucur din nou să vin aici la voi. Te-a prins pandemia aici în România sau mai ai făcut drum și la Chișinău? Am mai prins așa o ferestruică liber și am putut să plec și acasă pe vreo două luni și iar să mă întorc safe înapoi. Totul e ok, totul e bine. Totul e ok, bine acasă, totul da, e bine? Da, e foarte bine, chiar mă bucur că am apucat așa să-i mai văd pe mic, pentru că cine știe cât o să mai țin o pandemie. Nebunia asta. Exact. Spune-ne despre piesă. Ce piesă e? De fapt e o piesă despre o relație toxică și despre cum ar fi mai bine de tratat o relație toxică, adică nu trebuie să fim reticenți ce să acționăm. Tu ai avut vreo relație toxică în viața ta? Da, ca și oricine, adică cu siguranță tu ai avut. Ce înseamnă o relație toxică? Stai undeva unde nu te simți bine, suferi mult, dar tu stai acolo. Și asta, inclusiv și asta, adică într-o relație în care de fapt ți-aduce mai multă daună decât, nu știu, plusuri, da, sau fericire, sau emoții pozitive. E scrisă de tine. Exact, dar înainte spus, și vreau să vă felicit în direct încă o dată, pentru că n-am apucat, nu știu, să vin. Ne-ai dat mesaj cu 13 exact, ani, exact, mult de tot. Și întreaga echipă, felicitări încă o dată, la mulți ani. Mulțumim mult de tot. Mark Stam, oameni buni, un băiat extrem de talentat, o compoziție făcută de el pentru oamenii care încă mai stau în relații toxice. Merită să-l ascultați. Căutați piesa pe YouTube, dați share pe Facebook, lăsați un comentariu și încurajați-l pe băiatul ăsta că e foarte, foarte talentat. Te-am văzut o dată și atât mai spun, era gala unor premii, nu știu exact ce revistă, și te-am văzut cântând și mi-a plăcut atât de mult ce energie aveai pe scenă și cât de implicat erai. Am zis: bă, jos pălăria. Un artist care cu siguranță va rămâne foarte mult timp în showbiz-ul românesc și nu numai. Mark Stam, ascultați-l, iar noi ne vedem mâine la ora 3. Seară frumoasă! Azi nu ești în gândul ei, iadier nu e a ta. Aur ochii, aș vrea s-o vadă cineva. Rujul pe buzele ei, lăsa amprente pe cămașa ta. De azi va lăsa în seara altcuiva. Cuvintele scurie, scurie, dar e tot ce o ele. Lasă-le, lasă-le, ne-a deci pe spate. Tu o priveai în ochi, îi spuneai că e pe veci. Să uiți când pașii, 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 ce duce spre el. Era prin rezumete rupte și urmele mele. E greu să uiți când noaptea de azi nu despre somn, e despre ea prinsă în lumini. Paharul gol, iar sufletul plin de străin. Cu fiecare gât pare mult mai dureros. Te strângi din bucățele, dar a fost frumos. Pașii, 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 ce duceam spre el. Eram plin de zâmbete rupte și urme de rimel. E greu să uiți când pașii, 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 ce duceam spre el. Ce duceau spre el. Erau plin de zâmbete rupte și urme de rimel. E greu să uiți când yeah.